Pentru o înrădăcinare mai bună și o nutriție completă, utilizați biostimulatorul TurboRoot, stimulator radicular, balsam pentru sol și îngrășământ starter complet. Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele și pe parcursul emisiunilor v-am recomandat în primul și în primul rând să fiți atenți la semințele de calitate. De unde le achiziționați, ce hibrizi achiziționați și să citiți calitățile acestor hibrizi, pentru că vă ușurează foarte, foarte mult tehnologia de cultură. Vă spuneam că la 75-80 de zile de la înființarea culturii puteți recolta hibridul de varză Victoria F1 de la hectar și vă îl recomandam. Acest hibrid este un hibrid de vară-toamnă, se păstrează foarte bine în câmp, timp îndelungat, deci nu trebuie să-l recoltați în cazul în care nu îl folosiți sau nu îl comercializați. Are o toleranță ridicată la ofilirea vasculară și ne-ați auzit de foarte multe ori vorbind despre această boală. Are frunzele subțiri, are cotorul mic, motiv pentru care toată căpățâna de 2 kg și jumătate sau chiar și 3 vă este de folos să o consumați atât în stare proaspătă cât și pentru murături. Vine cu niște cerințe față de tehnologia de cultură, respectiv cele mai bune plante premergătoare, adică culturile care au fost înaintea culturii verzei, sunt bulboasele, rădăcinoasele, leguminoasele anuale. Trebuie să corectăm neapărat aciditatea solului, completând sau administrând solului produsul Terracalco, să eliminăm buruienile din jurul acestor culturi, pentru că pot să fie sursă pentru dăunători. Acolo se retrag dăunătorii de pe cultura verzei. Și evident să fim atenți și la cantitatea de apă administrată. Este esențială irigarea culturii de varză între 350-400 de metri cubi de apă la hectar se administrează la varză. În ciclu 2 de cultură puteți să folosiți hibridul Prut F1 de la hectar. Este un hibrid la fel care vine cu o serie de rezistențe la virusul mozaic al castraveților, la pătarea cafeniei și la făinare și cu o toleranță ridicată la mană. De asta vă spuneam că tehnologia de cultură pentru acest hibrid este mult mai ușoară, că ei vin cu anumite protecții în fața bolilor în special și munca noastră este mult mai ușoară. Și o să rog pe colegii mei să ne prezinte și imaginile trimise de Costi, pentru că este un telespectator care respectă sfaturile noastre și în principal folosește semințele de la hectar și ne-a trimis și imagini cu plantele pe care le are în cultură și evident producție. Ne spun că acest hibrizi sunt foarte, foarte productivi. Și este o cultură foarte bine întreținută. Respectă tehnologia de cultură a plantelor. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru informația ause și astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne sunteți alături, cu gândul și cu sufletul alături de românii noștri care intră în câteva minute pe teren. Hai România! Emisiunea v-a fost oferită de verdon.ro, magazinul online dedicat fermierilor.